Astăzi vom mânca 100.000 de calorii în 24 de ore, iar cine se va îngrășa cel mai mult va câștiga 1.000 de euro. Hai la cântar, tată! Haide! Tata Mițanu! 102,3, bă băiatule! Aha, mă, vă mănânc și pe voi acum, mâncați. Hai că ne mănânci! Ia să vedem și Iulica! 68,45, tată! Am câștigat pe ăla cu slăbit, îl câștigi și pe ăsta cu îngrășat. Hai că-l câștigi! Ia să vedem și pierzătorul challenge-ului! 72,85! Mamă, vă decim la challenge-ul ăsta, că n-am mâncat de 2 zile! Ia să vedem și pe Barbie! 44,55, tată! Sunt slabă, deci mă îngrași repede! Bun, cele 24 de ore au început, fiecare concurente pe cont propriu și va trebui să-și facă un plan în așa fel încât să se îngrașe cel mai mult. Eu n-am mai mâncat de 16 ore și mă bag în cea mai mare pizza din România, tată. Băgăm și niște ketchup și niște pepsanis ca să intre caloriile bine, mamă, ce foame mie. M-am băgat tare în pizza aia pentru că nu mai mâncasem de peste 16 ore și am considerat că am început în forță, dar de fapt tata Mițanu avea un plan cel puțin la fel de bun. Fiți atenți, secretul meu să nu beau apă înainte să mănânc pentru că mă umflu foarte rău în stomac. Am aceste torturi în fața mea care conțin foarte multe calorii și trebuie să le devorez. Iar după, tată, trecem la mâncarea adevărată, tată. Hai să-mi poftă! Tata Mițanu a început să devoreze dulciurile mâncând aproape tot de pe masă, în timp ce Iuli își dezvăluie tactica care o să-l chinuie enorm în orele următoare. Fiți atenți aici, e tactica mea, mănânc tot ce prind și nu o să mă duc la toaletă deloc până la cântarul de mâine dimineață. Sper să rezist, Doamne ajută! Hai să începem să mâncăm niște marshmallow și după ce termin marshmallow o să mănânc ceva sărat. Săracul dulce merge. Iuli mânca și bea tot ce prindea de pe lângă el, iar Barbie ne-a surprins cu tactica ei de început. Eu am cea mai bună tactică, am venit aici la mici și bufe la un restaurant unde dai 70 de lei și mănânci cât vrei. Uitați-vă cum vine tot despre mine, câte am de ales, foarte multă mâncare, cred că o să mă îngrași 2 kg sigur aici. Mi-am umplut toată masa în față, chestiile astea au și multe calorii, hai să mâncăm că mi-e foame de nu mai pot. Barbie s-a dedicat la maxim mâncând tot de pe farfurie, iar după a zis și chestia asta. Am devorat tot sushi-ul, dar acum scopul meu e să mănânc și aceste două farfurii, o să-i rup challenge-ul ăsta, o să mă îngrași cel mai mult. După ce fiecare concurent era destul de full, i-am chemat acasă unde a început primul challenge extrem din video. Bun, nebunia începe acum, vom face un concurs de mâncat rapid, iar ultimii doi care termină de mâncat acești hodoșmecheri va trebui să stea în saună timp de 30 de minute cu peste 10 tricouri pe ei. Vă doresc multă baftă, haide! Sunteți gata? Hai da! 3, 2, 1 și hai să vedem! Mamă, trebuie să-i rup! Mamă, cât de greu e mâncată și gura ta! Mâna al doilea! Îi spargi! Băi, ce are mă să faci așa aici, nebun? Mai am una! Nu vă rog, bă-mi... Am terminat! Ia-mă, ia vezi cum e! Trei bucăți! Tata Mițanu a terminat! Iuli, termină și la cum vreau! Aoleu, asta înseamnă că am pierdut, bă, băiatule, bă! E timpul să mergem la saună din nefericire. Ne-am luat enorm de multe tricouri pe noi, inclusiv mărci de pe Mițu Poro, la care aveți 30% de reducere toată luna septembrie, iar după am mers spre sauna extrem de fierbinte. Sunt literalmente 90 de grade în saună, ești de bun la cap. Băi, fraților, m-a luat toată transpirația, ești de bun la cap, avem toate tricourile astea. Și trebuie să stăm 30 de minute în sauna asta extremă. Vezi că dacă ieși înainte, va trebui să fie eliminată, da? E la fel ca în Dubai, pe bune. E puțin mai rău ca în Dubai, că avem și toate tricourile astea până ești de bun. Încercam amândoi să ne motivăm să mai rezistăm, dar căldura din saună era extrem de mare și tricourile de pe noi ne dădeau o senzație de leșin nasoală rău. Avem puțin timp de stat, să se scurgă tot din se poate să reclipsidra asta și după putem ieși. E a doua clipsidră pe care stăm. Hai să vedem cum stă situația. Timpul a mai trecut și totodată căldura ne făcea să transpirăm enorm, lucru care ne-a făcut să slăbim și automat să fim mai dezavantajați în concurs. Haide mă, te rog eu, scurge-te, te rog eu, scurge-te. Mai avem 40 secunde maxim de stat. Uitați-vă câte tricouri avem pe noi, nu mai putem. Totuși am mai așteptat un pic și... S-a dus, tată! S-a dus, nu mai avem nimic aici. Este, bă, hai să ieșim. Aoleu. Hai să dăm asta jos de pe noi și trecem la următorul challenge. Toată lumea știe cât de greu este să bei băuturi acidulate, așa că de data asta primul care va bea cele mai multe băuturi acidulate va avea imunitate de la următoarea probă care vă va face să slăbiți 100%. Sunteți gata? Trageți tare că pierdeți tot progresul. 3, 2, 1 și... Mamă, cum îmi intră acidul pe tot gâtul, așa ești nebun? Prima terminată, tată. Hai mine. Să continuăm, hai și să continuăm. Mamă, și tata Mițanu? Am continuat să beau fără oprire în timp ce ceilalți făceau pauze destul de mari, totuși simțeam asta. Băi, m-au luat toate transpirațiile, toate transpirațiile m-au luat. Eu cu tata Mițanu am început la treia sticlă. Hai să vedem, continuăm. Fiecare simțea cum dă pe afară de la faptul că trebuia să bem rapid, iar după puțin timp Parpi zice asta. Eu nu mai pot. Aoleu. Mamă, ce avans am luat în casă și cu tata. Mai bei una, mă. Ce faceți, mă, nu mai puteți? A renunțat toată lumea? Da. Uitați-vă cum a transpirat. Am câștigat să-mi
rezolvat. Și acum fiți atenți care e pedeapsa, tată. Fiecare dintre voi trei va trebui să aibă un antrenament de notim de ore intens. Ne auzim la bazin, tată, hai da! Avem burta plină de Pepsi, greutățile astea pe noi și trebuie să facem și un antrenament de not. Doamne ajută să nu slăbim mult. Hai să mergem, băieți. Hop, hey! Da, uite să nu slăbesc mult, e tactica mea. Ia uitați-vă la asta, bă, nu altă Crowl, Iulica Crowl, băi. Au notat de-abia primul bazin de 50 de metri și au zis asta. Mamă, cât de greu a fost, mă, cățești gurată. Am băgat un bazin și deja sunt mort. Ia, uite și pe Parpi, hai mai repede, Parpi. Ce greu e. Mamă, deci chiar cred că o să slăbesc foarte mult aici. Haide, bă, nu mai puteți, hai că mai avem 25 de minute. Au continuat antrenamentul în timp ce eu mâncam și recuperam din greutatea pierdută la saună, iar după 30 de minute au zis asta. Wow, e foarte greu să nu-ți cu burta plină. Nici nu mai puteau cu mine masca și saunea, dar o să trag tare să-i înving. Și noi trebuie să tragem tare să trecem challenge-ul ăsta. De data asta în spatele meu am peste 50 de aripioare, iar primii doi care se vor opri din mâncat aripioarele astea extrem de iuți va trebui să alerge 2 km în căldură cu costum de saună pe ei, pierzând practic tot progresul pe care l-am făcut astăzi. Multă baftă vă doresc, hai la papa! Băi, Mițu, să legăm 2 km. Costum de saună, lasă-mă. Hai să dăm drumul la treabă. Ideea e că va trebui să mâncați constant, n-aveți voie să faceți pauze. Hai să dăm drumul la treabă. 3, 2, 1 și... Am început să mâncăm toți în continuu, fără oprire, iar după ceva timp tata zice asta. Hai că acum a scos și arma secretă de care voi nu știați. Mănânci și pâine, bă, că conține foarte multe calorii, să mă îngrași. Bă, dar Iulie nu mai mănâncă. Bă, gata. Iulie a făcut pauză, tata este eliminat, ești de bun la cap. Competiția continuă între noi trei, tată. Fiecare a tras tare de el să mănânce fără pauză, dar după puțin timp eu am clacat. Nu mai pot, am renunțat. Decât să vomit tot, ești eu mai bine, mai mănânc. Vom merge cu Iulie și vom alerga 2 km în costum de saună. Nu pot, nu sunt bun la mâncat, ești bun, hai să mergem. Băi, frate, mi-o bate soarele în noi și cu chestiile astea pe noi se simte de 50 de grade, ești de bun la cap. Hai să o luăm așa ușor, trebuie să băgăm 2 km. Mamă, cât? Trebuie să facem cumva, Iulica, să nu transpirăm, dar nu știu cum, că... Am început să alergăm super multe ture prin căldura izbitoare de afară, iar din cauza stomacului plin și a căldurii, Iulia a pățit asta în timp ce alergam. Băi, Iulica! Băi, ce ai, mă? Băi, Iulica! Iulia a visat un pic că voi sunteți de treabă și dați subscribe, iar după și-a revenit. Băi, fraților, uitați-vă cum am transpirat, ești de bun la cap, sunt jale. Am slăbit mult acum, bă. Trebuie să trag tare la următoarele challenge-uri cu mâncare, că altfel am nicio șansă la cât a transpirat acum. Seara a venit, suntem literalmente full, dar challenge-ul extrem continuu va trebui să facem cel mai caloric shake existent, iar cine refuză să bea va trebui să facă niște activități fizice extrem de grele. Hai să dăm drumul la treabă. Am pus cele mai calorice chestii existente în acel blender, la final arătând așa. Mai pune nou la final ca să fie treaba. Și hai să-i dăm drumul. Am dat drumul la blender și uitați-vă cum arăta la final. Ia uitați-vă cum arată, ești nebun. Cum miroase, mâncați. Băi, cum miroase și cum arată. Tata a pus mutiul la toată lumea, eu deja scârbindu-mă văzându-l în pahar. Mamă, ce textură are, hai, 3, 2, 1 și... Eu și tata ne-am scârbit de dinainte să-l bem, iar imediat când amândoi am pus gura, s-a întâmplat asta. Da, nu mai pot, să bea și ce bănu. Aoleu, a renunțat și eu, tata. Bine, Barbie! Eu cu tata Mițanu va trebui să facem niște activități fizice extrem de grele acum noaptea. Mamă, cât de greu să sare coarda cu burta plină, ești nebun? Tata Mițanu trebuie să dea la alea. Și toată nebunia asta continuă timp de jumătate de oră. Am început să facem activități fizice extreme, iar după mult timp de făcut efort am rămas surprins de tata. Bagă tata Mițanu la 45 de ani flotări, ești nebun? Aute, tata și fiu. Tata și fiu, ești nebun. Efortul pentru noi doi a continuat, dar după ceva timp am terminat cele 30 de minute cu succes. Am început, am pulsul 100% am ars multe calorii. După o zi plină de activități și mâncat, fiecare concurent va trebui să-și aleagă ultima masă până mâine la cântarul final. Hai să vedem ce o să aleagă fiecare. La cât am băgat astăzi, numai dulciurile astea mai intră, că am intestin separat pentru ele. Hai să băga ca să câștig mâine. Let's go. Eu mi-am ales niște paste carbonara, că la cât am mâncat azi, doar mâncarea mea preferată mai intră în stomac. Hai să am poftă. Eu mi-am luat o șaurma super mare înainte de culcare pentru că are foarte multe calorii. Hai să mâncăm ca să luăm 1000 de euro. Eu voi merge pe mini burger ăștia pentru că fiecare are 300 de calorii și fiți atenți ce tactică mai am. O să dau drumul la aerul condiționat pentru că poate transpir cumva când dorm și slăbesc fără să-mi dau seama, ești de bun. Hai să păpăm. După ce fiecare a terminat de mâncat ce ne-am propus, ne-am dus la culcare, însă noaptea care a urmat nu a fost prea bună. Băi, fraților, de-abia m-am trezit și n-am făcut treaba mică și treaba mare de peste 24 de ore și nu mai pot, ești nebun, de-abia aștept cântarul final, sper să mai rezist. Băi, fraților, cred că e prima oară în viața mea că m-am trezit și am burta plină, dar tot mai băgăm niște ciocolăți ca să câștigăm challenge-ul de astăzi neapărat. Băi, băieți, aseară n-am dormit deloc, am fost full, dar tot mai bag sarmalele astea că se apropie cântarul final și trebuie să câștig, băi! Mai e foarte puțin până la cântarul final și tactica mea este să beau foarte multe lichide și să nu mă duc la baie deloc. Sper să câștig. Momentul final al challenge-ului a sosit. Cine s-a îngrășat cel mai mult în 24 de ore?
viitoare va câștiga 1000 de euro, tată, Barbie e prima. Hai să vedem. Bun, hai să vedem, bă, Barbie, tată s-a urcat pe cântar și rezultatul este 46-60. Asta înseamnă că Barbie e la 2,05 kg. Mama mea, hai să vedem următorul. Hai să-l vedem pe tata Mizanu de data asta. S-a pus pe cântar și rezultatul este 103,5 kg, tată. Asta înseamnă că tata Mizanu a doar 1,200 kg, deci a pierdut automat. Hai să-l vedem și pe maestru Iulie, că și-a făcut și o cruce, băi. Rezultatul lui Iulie este 70,05 kg, tată. Asta înseamnă că s-a îngrășat doar 1,6 kg. Dacă eu nu o să mă îngraș mai mult de 2,05 kg, Parpi o să câștige 1000 de euro. Hai să vedem. Am nevoie de mai mult de 2 kg, vă rog. Ia să vedem și pe Mițu. Ia, 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 ia. 74,65 kg. 1,800 kg. Parpi a câștigat banii. Parpi a câștigat banii. Parpi a luat 1000 de euro. Dați-mi un like și bă, un de subscribe. V-am pupat, trebuie să mă îngraș mai mult. Pa, pa.